Medicii sunt derutați de cazul ciudat al unei femei care susține că nu a dormit nicio noapte de când era copil. Aceasta suferă de insomnie și este originară din China. Ce problemă are femeia de nu poate să pună geană pe geană? O femeie a devenit o adevărată celebritate în micul ei sat din China după ce presa locală a raportat cazul insomniilor sale extrem de ciudate. Femeia susține că nu a putut să doarmă de pe vremea când avea doar 5 ani. Soțul femeii era îngrijorat de partenera sa neliniștită și a cumpărat somnifere pentru a trata ceea ce el credea că trebuie să fie insomnie. Potrivit spuselor femeii, pastilele nu au funcționat iar chinezoica nu a reușit să se odihnească, notează cei de la Daily Mirror. Soțul acestea a confirmat de asemenea faptul că soția lui nu doarme. Mai mult decât atât, bărbatul spune că din ziua în care s-au căsătorit, chinezoica își face mereu treburile prin casă în toiul nopții. Ea a căutat o explicație medicală pe care doctorii nu au putut să-i ofere, relatează site-ul de știri chinezesc. În cele din urmă, specialiștii la un centru de somn din Beijing i-au pus diagnosticul corect. O echipă de medici a concluzionat faptul că Li a dormit de fapt, dar nu în același mod în care o fac cei mai mulți dintre oameni. Se pare că femeia doarme, însă nu închide complet ochii, fiind capabilă să vorbească în somn. Un alt test cu un monitor de unde cerebrale a arătat faptul că ochii ei nu au fost niciodată închiși mai mult de 10 minute pe zi. Medicii au explicat că acest fenomen bizar este similar cu modul în care trupul persoanelor somnambule este activ în timp ce creierul doarme, relatează playtech.ro.